Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog, și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală, cât și pentru ascendent. Berbec, ești energic și ambițios săptămâna aceasta. Te implici într-un mod activ în acele activități sau proiecte de interes pentru tine și ești susținut în realizarea lor. Intrarea lui Venus în Pești scoate la suprafață o latură mai compasivă, receptivă și dornică de a-i ajuta pe ceilalți. În weekend, gestionezi cu multă ingeniozitate unele situații care te-au prins surprindere, însă rămâi prudent și realist în privința planului financiar. Taur. Experiența acumulată până acum, cât și aptitudinile dobândite, te susțin în a-ți atinge scopurile. Venus, planeta care te guvernează, intră vineri în Pești, susținându-te în a te conecta mai profund cu acei prieteni, activități sau comunități cu care rezonezi, atât personal cât și profesional. În weekend îi poți surprinde pe ceilalți cu nonconformismul atitudinii, dar și al viziunilor tale. Ești stimulat atât fizic cât și intelectual. Gemeni. Relațiile cu anumite cunoștințe sau cu unii prieteni se pot dovedi norocoase, susținându-te în atingerea scopurilor. Ești energic și hotărât să investești în noi direcții de creștere sau dezvoltare. Planul profesional este favorizat de intrarea lui Venus în Pești, care te va ajuta să-ți amplifici vizibilitatea și influența în următoarea perioadă. În weekend, unele interacțiuni pot fi provocatoare, dar numai puțin benefice. Rac. Ești mai hotărât și mai sigur pe tine în privința unor lucruri, activități sau direcții în care vrei să investești. Latura ta artistică, filozofică sau chiar spirituală va fi evidențiată de intrarea lui Venus în Pești, care te va ajuta în a explora și a te dezvolta pe mai multe planuri. Weekendul poate să te surprindă cu unele chestiuni neașteptate care vor necesita unele schimbări, însă deții resursele necesare. Leu. O săptămână pozitivă și norocoasă în care ai șansa să-ți atingi obiectivele. Îți poți face noi cunoștințe sau noi planuri de cum să te dezvolți pe anumite direcții. Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în Pești, amplificând nevoia de profunzime și de conexiune cu persoana iubită, dar și posibilitatea unor câștiguri materiale. În weekend, interacțiunea cu un partener de cuplu sau de business este tensionată, însă dacă ești dispus să negociezi, lucrurile se pot ameliora. Fecioară. Randament, eficiență și productivitate sunt elementele care te caracterizează săptămâna aceasta și cu ajutorul cărora te poți pune în valoare, atât personal cât și profesional. Sectorul parteneriatelor tale este favorizat de intrarea lui Venus în Pești, care te susține în a echilibra și armoniza modul în care colaborezi. În weekend, deși unele sarcini apărute pe neașteptate îți strică unele planuri, poți veni cu unele soluții care să amelioreze situația. Balanță. Modul carismatic în care îți exprimi abilitățile și personalitatea, dar și convingerea și pasiunea de care dai dovadă în ceea ce îți propui, te susțin în a progresa favorabil. Venus, planeta care te guvernează, intră în Pești, îmbunătățind calitatea relațiilor cu cei din mediul profesional, dar și eficiența și productivitatea în stilul de muncă sau rutina zilnică. Ceva pare să te destabilizeze un pic în weekend, însă ai resursele necesare pentru a te redresa rapid. Scorpion. Dai dovadă de multă determinare, voință și spirit practic în gestionarea unor situații de natură practică, fie profesională, fie domestice. Planeta iubirii, Venus, intră în Pești, amplificând nevoia ta de socializare, de divertisment, dar și planul relațional. Weekendul pare să fie ușor tensionat. Dacă ești constrâns sau deranjat de ceva sau cineva apropiație, vei tinde să reacționezi pe măsură. Totuși, flexibilitatea și capacitatea de adaptare la unele lucruri sau situații noi îți va fi foarte utilă. Săgetător. Comunicarea, socializarea, schimburile de informații, crearea unor relații avantajoase sunt favorizate săptămâna aceasta. Ești încrezător în tine și dornic să preiei inițiativa, mai ales dacă este o activitate care te pune în valoare. Venus intră în Pești, aducând mai multă armonie și conexiune în viața de familie. Dacă sunt modificări sau redecorări pe care vrei să le faci, acum este un moment potrivit. În weekend, nu te supra-solicita, fii realist în privința obiectivelor propuse. Capricorn. Abordezi sarcinile sau responsabilitățile practice într-un mod determinat, eficient, dar și inventiv, căutând soluții noi la probleme mai vechi. Ești tentat de schimbare și de noutate. Venus intră în semnul de apă al peștilor, stimulându-ți procesele mentale, imaginația și creativitatea, iar contactul cu anturajul apropiat se îmbunătățește. În weekend, fii precaut în asumarea unor riscuri personale sau financiare. Vărsător.
Ești printre cele mai active și mai dinamice zodii săptămâna aceasta. Dispui de multă voință și determinare. N-ați exprimat personalitatea într-un mod pozitiv, care să te pună în valoare. Sectorul financiar beneficiază de intrarea lui Venus în Pești de vineri, fapt care îți va îmbunătăți situația veniturilor, amplificând nevoia de confort și prosperitate. Stima de sine va fi în creștere. Weekendul este ușor tensionat. Unele responsabilități te pot supra-solicita. Pești. Te simți capabil și cu destul de multă încredere în tine pentru a concretiza unele schimbări pe care plănuiești să le faci de ceva timp. Acestea pot fi personale sau pot viza propriul cămin. Veștile bune continuă, odată cu intrarea lui Venus în propriul tău semn, fapt care îți va amplifica dorința de a investi mai mult în tine și în propria imagine. În weekend, fii selectiv cu oamenii sau mediile cu care te înconjori. Alege ce este bun și potrivit ție. Acestea au fost previziunile acestei săptămâni. Să fie o săptămână cu spor în tot ce vă doriți. La revedere!